Bună seara și bine v-am găsit la știri. Starea deplorabilă a drumurilor din municipiul Pașcani a determinat autoritățile să demareze procedurile de achiziție a mixturei asfaltice. Astfel, primăria Pașcani a scos la licitație deschisă achiziționarea de mixturi asfaltică. Suma totală, conform documentației de atribuire, este de 967.000 de lei, fără TVA. Conform documentației publicate în sistemul electronic al achizițiilor publice, termenul limită de depunere a ofertelor de participare este până la data de 27 martie 2013. De altfel, Primăria Municipiului Pașcani, prin licitație deschisă, achiziționează mixtură asfaltică, unde avem 3150 tone beton asfaltic, 24 de tone de emulsie bituminoasă, valoarea fiind de 967.000 de lei, fără TVA. La fel, documentația este publicată pe SEAP. Termenul limită de depunere a ofertelor este de 27 martie 2013. Astfel, dacă vremea va ține cu autoritățile, de la începutul lunii aprilie vor debuta lucrările de plombare. Viceprimarul municipiului Pașcani, Vasile Axinte, spune că deja a stabilit să intervină cu două echipe dotate cu două freze și că în perioada imediat următoare se va face o inventariere a drumurilor din oraș pentru a se stabili care sunt cele care vor avea prioritate. Tot el a declarat că cel mai probabil vor fi plombate și străzile care sunt incluse în planul integral de dezvoltare a zonei vale, cum sunt strada Ceferiștilor sau strada 1 decembrie. De asemenea, edilii orașului intenționează să achiziționeze 85.000 de litri de motorină din fonduri bugetare în valoare de 414.000 de lei. Motorina va deservi pentru funcționarea mașinilor și utilajelor din parcul autopropriu. Municipiul Pașcani intenționează să achiziționeze 85.000 de litri de motorină din fonduri bugetare în valoare de 414.000 lei, conform documentației de atribuire care este publicată pe SEAP. Procedura de atribuire este cerere de ofertă și prețul cel mai scăzut. Data limită de depunere a ofertelor este de 22 februarie 2013. Un copil din Heleșen a fost nevoit să abandoneze școala pentru a-și ajuta părinții cu bani care sunt bolnavi. Este vorba despre Iulian, în vârstă de 16 ani, care muncește cu ziua prin sat pentru a avea bani de medicamente, mâncare, dar și pentru cheltuielile de școlarizare a surorii lui mai mici, Elena. Tatăl copiilor, Florin Brisecaru, în vârstă de 50 de ani, se simte vinovat că nu poate să le ofere copiilor un viitor mai bun. În urmă cu 2 ani a fost diagnosticat cu o boală cruntă ce îi afectează creierul și funcțiile locomotorii. Și-a pierdut și serviciu, lucra în construcții. Pentru a susține familia financiar, a încercat să se pensioneze pe caz de boală, însă dosarul a fost respins din motive necunoscute. Lucrat până acum, de vă câțiva ani, am lucrat pe șantier în Constanța, în București, am lucrat. Și am putut, normal, da, am putut să muncesc când eram tânăr. Dar acum dacă m-am îmbolnăvit și venit. Ăsta e ajutor social la 3.800.000 cât este. Florin Prisecaru a fost ajutat de edilul comunei Constantin Hâra pentru a-și face analize medicale, dar și pentru a cumpăra medicamentația necesară. Cazul este și în atenția asistenților sociali din comună, care le oferă consiliere psihologică. Cazul familiei Prisecaru este registrat la noi, iar în urma anchetei sociale ofusă la domiciliul, s-au constatat următoarele. Respectiv, familia se află în condiții indecente de trai, veniturile familiei sunt foarte mici, tatăl este un caz special având în vedere sănătatea precară, mama este casnică și fără loc de muncă, avem o fetiță familiei, elevă în clasa a treia la școala gimnazială Heleșteni, este beneficiară programului Centrului de zi educativ pentru copii săraci. Până nu demult, la întrebarea aveți încredere în biserică, românii au dat constant aproape 90% din răspunsuri pozitive. Sondajele recent arată într-o continuă erodare a încrederii în BOR, ajungând ca în februarie 2013 să se înregistreze cel mai scăzut nivel din ultimii 4 ani. Cel mai recent sondaj realizat de compania de cercetare sociologică arată că 60% dintre respondenți au foarte multă și destul de multă încredere în biserică. Este pentru prima dată când încrederea în biserică scade sub 70%. Totodată, sondajul relevă că armata, guvernul, chiar și președinția cresc, numai biserica nu. Pășcănenii au păreri împărțite. Majoritatea cred în biserică, însă nu în preoți. De mult nu am.
Nu mai aveți nici un preot? În preot nici atâta. Dar de ce motiv? Pentru că nu sunt așa cum ar trebui să fie preoții. Și face mult, în loc să fie evlavioși, să ajute, să... Așa, ei umblă numai să se îmbogățească după bani, să prostească lumea, să nu face fapte bune și mai multe. În Dumnezeu am în biserică. Nu, în preoți lumea e jula. Cam așa. Ce să credeți asta? Păi și mai faci, prin ce se aude, prin ziare, prin... Nu? Da, cum să nu, totdeauna. Și în preoți? Da. Credeți? Da, clar. Da, cred. Depinde care biserică. În general. Da. Și în preoți? Da. Dar cum să nu avem? Tot timpul am avut și avem încredere în biserică. În preoți, în măicuți, nucă frumoasă, să aibă har, să aibă așa. Avem încredere, vai de mine, draga mea. Așa este viața. Că fără încredere în biserică înseamnă că nu, este un om ca fără un fel de orientare în viață. Așa dânsul este păstorul nostru și noi trebuie să-l urmăm. Până când ajungem acolo la divești. Și când ajungem divești acolo, atunci ne zice muzica, dul-dul cu trei de sus. Și soția zice așa, dragul meu și-a satul, tare a fost a dracul, am usă la locul tău, nu cu mână în capul. Dar noi tot în Dumnezeu credem, în biserică și asta este. Pe de altă parte, cercetarea relevă că preasfințitul Daniel e depășit la capitolul încredere de Mugur Isărescu, Sorin Oprescu sau chiar Victor Ponta. Începe numărătoarea inversă pentru simulările examenelor naționale și de bacalaureat. Elevii din clasele de a 8-a și a 12-a vor susține săptămâna viitoare simulările pentru examenele de vară. Probele la limba și literatura română vor avea loc marți. Elevii de gimnaziu vor avea joi proba la matematică simultan cu liceenii care au de ales între această disciplină și istorie. Apoi elevii de liceu vor continua cu proba la alegere. Data acesteia va fi hotărâtă de fiecare liceu în parte, doar subiectele la matematică vor fi unice la nivelul județului. Pentru restul probelor, cerințele vor fi elaborate de o comisie la nivelul fiecărei școli. În săptămâna 18-22 februarie se vor desfășura simulările examenelor naționale, bacalaureat și respectiv evaluarea națională. Acestea se realizează pentru fiecare probă de examen cu subiecte elaborate la nivel de școală de către o comisie de specialitate stabilită prin decizie internă, cu excepția disciplinei matematică, pentru care se vor elabora subiecte unice la nivel județean. Probele vor avea loc după cum urmează: la bacalaureat, marți, 19 februarie, ora 11, limba și literatura română, și evaluarea națională în aceeași zi și la aceeași oră, limba și literatura română. Miercuri 20 februarie 2013 la ora 11 va fi proba la alegere pentru bacalaureat. Joi 21 februarie va fi deopotrivă proba de matematică la evaluare națională și proba obligatorie a profilului la bacalaureat, adică matematică respectiv istorie. Le urăm copiilor mult succes, le recomandăm să vină în număr cât mai mare la această simulare, să nu lipsească. Rezultatele sunt orientative, nu vor fi publicate, vor fi discutate la orele disciplinelor respective și cu părinții la ședințele cu părinții și la orele de dirigenție, vor fi analizate, da? În așa fel încât elevii să știe unde au mai mult de lucrat, unde trebuie să mai intervină, unde trebuie să mai aprofundeze.
O a treia simulare pentru gimnaziu și liceu din acest an școlar, din materia prevăzută în programele de examen, va avea loc la limba și literatura română în data de 24 aprilie, iar la matematică pe 26 aprilie. Pentru candidații care susțin examenul de bacalaureat, vor mai fi organizate în plus o simulare la istorie în data de 26 aprilie, precum și una la disciplinele, la o probă scrisă, respectiv la alegerea profilului și specializării în data de 22 aprilie. La simulările probelor la limba și literatura română, respectiv matematică, pentru examenul de bacalaureat, vor participa și absolvenții de liceu din serii anterioare în funcție de capacitatea organizatorică a fiecare unități de învățământ care desfășoară aceste testări. Sute de persoane din comuna Stolnice Împrăjescu sunt nevoiți să înapoieze sumele primite pentru ajutorul social din lunile iulie și august anului trecut. În această situație s-a ajuns după ce, în urma unor controle venite de la Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Iași, s-au depistat deficiențe în instrumentarea dosarelor de ajutor social. De exemplu, în unele cazuri, ancheta socială nu a fost efectuată corespunzător sau actele obligatorii care trebuiau anexate lipseau cu desăvârșire. Primăria a fost somată să oprească plata dosarelor cu probleme în luna iulie anul trecut, însă acest lucru s-a realizat abia după 2 luni. Astfel, cei care au primit banii pe ajutorul social în cele 2 luni sunt nevoiți să restituie integral suma primită, în caz contrar demersurile ajungând până la executare silită. Valoarea totală se ridică la circa 80.000 de lei, ceea ce înseamnă că fiecare persoană va înapoia către Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Iași aproximativ 500 de lei. Debitul a fost constatat, urmează acum să înștiințăm toți beneficiarii că trebuie să returneze sumele acordate necuvenit către agenție, datorită neregulilor constatate la primărie în instrumentarea dosarelor, și dacă beneficiarii în 15 zile de la comunicare nu returnează sumele, evident creanța este predată la ANAF pentru executarea silită. Pentru a preveni situațiile similare, reprezentanții Agenției Județene de Plăți solicită primăriilor din județul Iași să facă anchete sociale și să fie verificat amănunțit fiecare dosar pentru integritatea sa. Ținem rugămintea către primarii din județul Iași de a instrumenta corect și cu respectarea prevederilor legale acestor beneficii de asistență socială, ca să nu mai ajungem în situația de a sancționa și de a solicita returnarea sumelor către beneficiari. Medicii din compartimentul de primiri urgență a Spitalului Municipal sunt asaltați de cazuri ciudate. Mai exact, în ultimul timp, deși nu suferă de afecțiuni grave, pășcălenii doresc tratament în regim de urgență. Astfel, cadrele medicale pierd timp și bani cu pacienții care nu înțeleg ce înseamnă un compartiment de primiri urgențe. Zilnic, din media de 30 de pacienți care trec prin mâinile personalului de la compartimentul de primiri urgențe, un număr de minim 3-4 cazuri sunt cel puțin ciudate. Spre exemplu, o pășcăneancă de 17 ani s-a prezentat ieri la spital pentru a primi tratament de urgență. Aceasta le-a explicat medicilor că suferă de acnee și nu știe ce pastile să ia ca să-i treacă afecțiunea dermatologică. Conform protocolului, personalul medical a întocmit tinerei o foaie de zi și a fost făcut un întreg set de analize, deși aceasta trebuia să se adreseze pentru consult unui cabinet de dermatologie. Un alt exemplu este cel al unui tânăr de 20 de ani care a fost direcționat către camera de urgență de medicul de familie pentru a fi testată compatibilitatea corpului în cazul ingerării unui medicament prescris. Exemplele continuă cu pacienții care acuză tot felul de dureri, mâncărimi sau simptome ciudate, dar în urma analizelor se constată că aceștia nu suferă de nicio boală. Pentru TV Bit, Mihaela Handra. Medicii de la spital atrag atenția cetățenilor care nu suferă de afecțiuni grave, care necesită tratament de urgență, să meargă în funcție de simptome la medicii de familie sau în ambulatoriu la cabinete de specialitate. Numărul solicitărilor primite de serviciul de ambulanță din Pașcan se ridică la ordinul zecilor de mii. Potrivit unei statistici furnizate de Serviciul Județean de Ambulanță Iași, la Pașcani, anul trecut, au fost înregistrate în fiecare lună aproximativ 1000 de solicitări. La stația zonală din strada Ștefan cel Mare lucrează 49 de angajați, din care 4 sunt medici, 25 de asistenți și 20 de șoferi de autosanitare. Medicul Petronela Luca a declarat că numărul pacienților care apelează la serviciul de urgență crește de la an la an.
ca și cazuistică, bolnavii care au suferit accidente vasculare, cei cu boli cronice și suferinții de astm, au apelat cel mai des la ambulanță. Pe perioada anului 2012, pe raza municipiului Pașcani a fost înregistrat un număr de 11.650 de cazuri, predominând afecțiunile cronice, intrând aici bolnavi cu BPOC, cu astmă broșică, cu în criză, pacienții cu diabet zaharat decompensați. Unii au fost tratați la domiciliu, alții, majoritatea, au fost transportați la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani. Pe zona municipiului Pașcani, noi avem o ambulanță de tip C, care este dotată cu medic, asistent și ambulanțier. Două ambulanțe tip B, care poate fi cu asistent și ambulanțier. Uneori, când mașina de tip C este defectă, se poate urca medicul pe B. Mai avem o ambulanță de tip B la substația Mircești, tot așa dotată cu ambulanțier și asistent. Și tot la Pașcani mai avem trei mașini de tip A, dotate tot cu asistent și ambulanțier. Doctorița a tras un semnal de alarmă, deoarece la începutul anului 2013 au crescut foarte mult cazurile de infarcturi în rândul tinerilor. Anul ăsta, din păcate, noi am observat că s-au mulțit cazurile cu pacienții cu infart miocardic acut. De ce se întâmplă aceste cazuri la persoanele tinere? Și stresul cu care ne confruntăm în ultimul timp, o alimentație neadecvată, fumatul, consumul de băuturi alcool. Intervenție dificilă în această dimineață pentru pompierii pășcăreni. Aceștia au fost solicitați în zona micro de către serviciul de ambulanță pentru a ajuta să coboare din casă o pacientă supraponderală. Astăzi, în jurul orelor 9, Aurelia Stoian, de 75 de ani, a sunat la 112 după ce a început să se simtă rău. La fața locului s-a deplasat un echipaj de ambulanță care a încercat să-i acorde asistență medicală. Din cauza greutății mari pe care o are, aceștia au solicitat sprijinul pompierilor pentru a transporta pacienta la spital. Veniți la spital. Veniți la spital. Hai, veniți la spital, da. Deci am fost solicitați de către serviciul de ambulanță Pașcani pentru a ajuta la degajarea unei persoane supraponderale de la etajul 4 a blocului P2 și a o transportat la ambulanță și la spital. De la intrarea noului cod rutier în vigoare, polițiștii pășcăneni nu au întocmit niciun dosar penal mopediștilor deocamdată. Una din cele mai importante modificări aduse de codul rutier este că mopediștii nu mai au voie să conducă aceste vehicule fără a poseda permis de conducere. Deși în municipiul Pașcani școlile de șoferi nu sunt pregătite pentru a primi elevi din această categorie, lucrătorii biroului rutier îi avertizează pe tinerii care iubesc aceste mijloace de transport că în cazul în care nu posedă permis de conducere și vor fi prinși conducând, li se va întocmi dosar penal. Au fost întocmite dosare penale pentru mopediști?
După părerea mea, persoanele din zonă s-au informat cu privire la noile reglementări și chiar nu am avut mopediști sau nu am avut vehicule găsit în traficul rutier fără permis de conducere. Cei care au fost găsiți aveau permise de conducere valabile pentru categoria de autovehicul pe care îl conducea. Să apară un regulament de aplicare a noilor reglementări și care vor fi puse în aplicare, cred că, într-o perioadă foarte scurtă. Deci până atunci sancționați pe oricine? Deci noi aplicăm legea. Noi, de la data intrării în vigoare, respectiv data din 19 ianuarie, noi aplicăm legea așa cum este prevăzut. Comisar șef Costel Spânu a declarat că au fost efectuate acțiuni de depistare a scuteriștilor, dar spre deosebire de anul trecut, numărul celor care încalcă legea a scăzut. Acesta a mai precizat că și numărul accidentelor în care erau implicați conducătorii acestor vehicule a scăzut drastic. Dacă în anul 2010, vreau să vă spun că devenise un fenomen implicarea mopediștilor în accidente rutiere, în 2012 aceste accidente au fost sporadice pe raza doar a câtor localității. Era vorba de Sirețele, era vorba de Todirești, în care numărul accidentelor cu implicarea mopediștilor era foarte mare. După ce weekendul trecut a avut loc competiția liceelor la handbal în cadrul Olimpiadei Sportului Școlar, în acest sfârșit de săptămână va fi rândul celor de la gimnaziu. Astfel, sâmbătă și duminică, în sala de sport ce aparține Colegiului Național Mihail Sadoveanu, urmează faza locală la handbal pentru elevii din clasele 5-8. La această competiție sunt invitate toate unitățile de învățământ din municipiul Pașcani, iar competiția va debuta începând cu ora 9. O să se organizeze sâmbătă Olimpiada Sportului Școlar la handbal gimnaziu. Sunt invitate toate școlile din oraș, se desfășoară la sala Sadoveanu, începând cu ora 9. În cadrul emisiunii Ora de Sport, un profesor pășcănean a atras atenția că echipele școlilor din Pașcan riscă să nu mai ajungă la competiții din lipsa banilor. Destul de greu să găsesc elevii, să știți, și cu atât mai greu sponsori sau bani pentru deplasările la Iași, că o să ajungem să ne calificăm și să nu mai putem să ne ducem, că din banii noștri ai profesorilor, o renumerație de nimic, e foarte greu să ne deplasăm. Să duci un copil mai ales de gimnaziu sau mai jos, să nu poți să-i dai un sandwich, să-i dai un suc. Echipa de fotbal a orașului Hârlău s-a reunit în vederea pregătirii returului de campionat. În acest sens, jucătorii antrenați de Daniel Lungu se vor pregăti la bază sportivă până pe 22 februarie, după care urmează o serie de deplasări și un stagiu de pregătire la Bran, în județul Brașov. După ce terminăm perioada asta de antrenamente până pe data de 22 februarie, urmăm să plecăm în cantonament în acea zi de 22. Plecăm, sper să plecăm dimineața pe la ora 9. Avem un amical la ora 12 stabilit la Bacău cu Aerostar Bacău, o echipă de divizia C. Pe 22 februarie, viitorul Hârlău se va deplasa la Bacău pentru a juca o partidă de pregătire în compania formației din Liga a 3-a Aerostar. Apoi fotbaliștii vor merge la Bran, unde vor sta 7 zile, în care vor avea 3 partide de pregătire. La Brașov, la Bran. Acolo vom avea cantonamentul de stabilit de 7 zile. O pregătire, eu zic, o să fie, când facem cam în fiecare an, facem această pregătire și eu nu sunt foarte mulțumit de condițiile care le avem acolo și care ne le acordă conducerea clubului, domnul primar și ceilalți conducători. În deplasare acolo să aveți ceva, un amical? Da, vom avea, deja am stabilit și acolo două, trei amicale, cu Râșnov, cu FC Râșnov, care e tot divizionară D ca noi, cu Podlea, care tot așa divizionară D, și încă o echipă încă nu s-a stabilit nimic, nu știm nici numele. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Beat. Eu vă dau întâlnire și luni seara pentru a urmări cele mai importante evenimente din Pașcani, împrejurim, Târgu Frumos și Hârlău. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai frumos!
În zona geografică a Moldovei, respectiv a orașului Pașcani, urmează un weekend cu vreme închisă și cu condiții de ceață. Sâmbătă cerul va fi variabil, mai mult acoperit, cu șanse reduse de producerea precipitațiilor. În prima parte a zilei sunt posibile condiții de ceață. Duminică, condițiile sinoptice nu suferă modificări importante în comparație cu ziua precedentă. Astfel, cerul va fi parțial noros, circulația atmosferică rămâne nordică, iar vântul va sufla slab.